Bună ziua. Mă bucur că ați asistat la o serie de acreditări. Avem, în afară de problemele uzuale care țin de esența președinției, cum sunt, de exemplu, acreditările de ambasadori, teme de mare actualitate internă, care sunt convins că vă interesează. În speță, am primit astăzi, a două zile după remanierea guvernamentală, o propunere de remaniere guvernamentală. Dați-mi voie să vă spun că acest lucru nu este de bun augur. Avem guverne PSD-ALDE de nici 2 ani. Și pot să vă dau câteva date pe care le-am recitit în această dimineață și care arată că lucrurile merg foarte prost în privința guvernării. PSD-ul este deja la al treilea guvern în nici 2 ani. Au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozițiile de ministru. I-am numărat, nu o să vă vină să credeți, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum miniștri în aceste guverne. Ascultați un pic, 70 în nici 2 ani. Pot să vă spun că așa nu se poate guverna. Este imposibil să schimbi miniștrii toată ziua, bună ziua, de asta se ocupă PSD-ul, să schimbe miniștrii. Cum să ne imaginăm că poate să funcționeze un guvern cu două remanieri într-o săptămână? Este ceva ce nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai auzit și în acest fel nu se poate continua. Eu nu sunt de acord să contribui la o astfel de guvernare care seamănă mai degrabă cu un carusel decât cu o guvernare. În acest sens, ca să fie lămurită chestiunea în această săptămână, nu va mai exista nicio schimbare de miniștri. Iar această chestiune care mi-a fost propusă astăzi, o remaniere după remaniere, va fi luată în analiză cel mai devreme după sărbătorile dedicate centenarului și zilei naționale de 1 decembrie. Până atunci pot să vă spun că nu se va întâmpla în această zonă nimic. Dacă ministrul care este propus pentru remaniere își va da demisia ulterior, nu, mă refer la Paul Stănescu, dacă își va da demisia ulterior, veți accepta o nouă propunere? După 1 decembrie putem să discutăm, dacă va fi cazul, până atunci nu vom schimba miniștrii. Punct. Ca să înțelegem, nu luați act, dacă îmi permiteți, nu luați act de demisia lui Lucian Șova, actualul ministru al transporturilor? Până după 1 decembrie nu se va schimba nimic. Cei de la PSD au spus că vor merge pe partea constituțională, că vor încerca să atace la Curtea Constituțională să invoce un conflict constituțional. Da, nu știu ce conflict vor dumnealor să invoce, dar eu i-aș invita, în loc să continue acest carusel, să mai muncească un pic în guvern și pe urmă mai vedem. Cred că este rezonabil să așteptăm să și guverneze un pic, nu numai să schimbe toată ziua, bună ziua, miniștri dintr-o parte într-alta. Este o premieră, domnule președinte, ca un șef de stat, cel puțin din câte ne amintim noi, să nu semneze un decret de revocare din funcție, așa cum i-a cerut premierul, și iată să nici nu ia act de demisia unui ministru. Vă e teamă totuși că se poate ajunge la Curtea Constituțională sau mai mult că socialdemocrații au în considerare și o eventuală suspendare a dumneavoastră, pentru că deja spuneau că este o încălcare flagrantă a Constituției dacă nu acceptați aceste noi numiri. Asta cu suspendarea între timp devine așa un loc comun
Nu mi-a fost și nu mi-este teamă de așa ceva și nici de Curtea Constituțională. Absolut toate acțiunile mele se încadrează perfect în cadrul constituțional. A, că nu le convine, asta este posibil, dar nicio acțiune a mea nu s-a situat în afara cadrului constituțional, egal cum vrea unul sau altul să interpreteze aceste lucruri. Deci dacă domnul Stănescu nu demisionează, domnule președinte, așa cum s-a întâmplat cu domnul Șova, unde probabil la un moment dat veți semna un interimar sau un alt ministru, nu semnați decretul de revocare, aveți constituțional acest atribut? Aceste lucruri le vom discuta după 1 decembrie. Voiam să vă întreb despre numirea ambasadorului în Israel, având în vedere și contextul cu Ilan Laufer. Faceți acea numire? O să căutăm o soluție. Este evident interesul meu să avem ambasadori acolo unde avem ambasade și ei să îmbunătățească relațiile între statele noastre. Deci chestiunea este în atenția mea. Domnule președinte, dacă dumneavoastră nu semnați aceste decrete și nici nu luați act de demisie, asta înseamnă că vom ajunge, de exemplu, ca la transporturi să nu fie niciun ministru? Nu se blochează și așa activitatea guvernului? Sau cum vedeți dumneavoastră rezolvarea situației? Nu va exista așa ceva. Pot să vă asigur că nimic din ce fac eu nu pune în dificultate guvernul. Știu că unii speculează că aș bloca activitatea guvernului. Nici vorbă. Guvernul este complet, n-are decât să lucreze. După 1 decembrie vom discuta. De ce nu ați acceptat revocarea de funcția? La transporturi, de exemplu, unde deja avem o demisie. Dacă persoana respectivă pleacă de la serviciu, nu-și mai îndeplinește atribuțiile de ministru. Ceva. Nu este un post de paznic la o cooperativă, este un post de ministru. Iar ministrul stă în funcțiune și muncește în folosul țării, până când se publică decretul de eliberare din funcție. Dar demisia este un act unilateral. Există chiar dacă aveți și alte întrebări. Despre ministrul dezvoltării, de ce nu ați acceptat revocarea lui din funcție? Și există și zvonuri că ați avea o înțelegere. Sunt din cadrul PSD, spun că ați avut o discuție. Ați avut întâlniri chiar, domnul Stănescu. N-am avut nici întâlniri, nici înțelegeri. Nici n-o să am. Dacă aveți... Puteți explica, domnule președinte, de ce doar pe acești doi miniștri i-ați respins? Pentru că e o hotărâre a Curții Constituționale care spune că puteți respinge, dar motivat. Ați spus doar că sunt nepotriviți. Da, la momentul potrivit vom discuta aceste chestiuni, dar se vede că PSD-ul nu a avut răbdare. Asta înseamnă că, din punctul dumneavoastră de vedere, aveți voie să refuzați încă o dată pentru aceste două portofolii? Din punctul meu de vedere, am voie, dacă mă întrebați așa, să fac orice în cadrul constituțional. Domnule președinte, referitor la propunerea de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, astăzi procurorii din cadrul secției a Consiliului Superior al Magistraturii au venit cu motivarea avizului negativ. În acea motivare se arată faptul că evaluarea făcută de ministrul Justiției Tudorel Toader nu a fost tocmai legală. Să ne spuneți ce decizie veți lua în acest context. O să studiez acea motivare. Ce am înțeles până acum din ce s-a vehiculat în public sună foarte corect. Iar despre activitatea domnului procuror general am mai spus, este un procuror general care își face treaba foarte bine, iar această propunere de revocare mi s-a părut și mi se pare în continuare o eroare. Așadar, puteți să trageți singur concluziile a ce va urma în această chestiune. Așa, dacă puteți explica de ce sau care au fost criteriile pentru care ați refuzat propunerile pe care le-ați primit inițial, mai exact Olguța Vasilescu la transporturi și Ilan Laufer la dezvoltare. Imediat ce voi face publice aceste chestiuni, veți afla și dumneavoastră. Cu siguranță vor exista speculații în ceea ce privește numele lui Lucian Șova și a lui Paul Stănescu. Unii vor spune că poate sunteți mulțumiți de activitatea lor și de aceea nu vreți revocarea acestora din aceste poziții. Aceste lucruri cred că se fac în guvern și în partid, evaluarea activității. Nu cred că vă așteptați de la mine, care am spus nu mai departe de acum câteva zile că acest guvern, această guvernare este un accident al democrației, să mă apuc acum să fac evaluări ale miniștrilor.
eu evaluez toate guvernările PSD-aldiste de la alegeri din decembrie 2016 până acum ca guvernări, ca și guvernări foarte slabe. Dar să mă apuc să evaluez miniștrii, nu cred că vă așteptați de la mine acum. Voi să vă întreb de data de 1 decembrie. De ce țineți la data de 1 decembrie? Ați spus că faceți această evaluare după data de 1 decembrie. Știți, și sărbătorile naționale trebuie respectate așa cum se cuvine. Nu cred că românii au nevoie de acest circ de remanieri acum, înainte de sărbătoarea națională. Haideți să sărbăm centenarul așa cum se cuvine, după care putem să revenim la circul de zi cu zi. Apropo de centenar, vor fi invitați. Apropo de centenar, ați vrut să spuneți. Vedem, se apropie rectificarea bugetară și aflăm că guvernul are de gând să taie bani inclusiv de la cultură, dar și de la educație și transporturi. Da, nu am comentat rectificările până acum. Dacă va fi cazul, după ce se face, putem să discutăm. Am discutat înainte pe bugetul administrației prezidențiale. Este nevoie cumva de mai mulți bani față de bugetul pe care îl aveți acum? Eu nu mă ocup de așa ceva. Am un coleg, consilier prezidențial, care este delegat pe poziția de ordonator de credite. Eu mă ocup mai mult de problemele țării decât de bugetul administrației. Ieri ați răspuns-o pe doamna Florea la DNA. Ce așteptări sau ce exigențe aveți de la următorul proces de selecție? Niște exigențe foarte simple să se desfășoare în conformitate cu legea. Atât. Alte pretenții nu am avut de la ministru și nici măcar asta n-a îndeplinit-o. Am văzut comunicatul, dar ne puteți oare detalia motivele pentru care ați respins-o pe Adina Florea? Fără îndoială că puteți să citiți acele comunicări și juriștii vă vor da interpretări foarte exacte. Poziția administrației prezidențiale și evident și a mea este exact aceea care este scrisă. Domnul președinte, apreciați că îndepărtarea din executiva domnului Stănescu, de exemplu, un apropiat al premierului, ar duce la adoptarea unor proiecte controversate, așa cum a fost speculat în spațiul public? Nu cred că putem să speculăm astăzi pe astfel de teme. Credeți totuși că ar fi nevoie de o demisie de onoare din partea domnului Stănescu? Nici asta nu cred că putem să speculăm astăzi. Dacă nu mai aveți alte teme, putem să... În cazul Liviu Olguța Vasilescu, dacă ne puteți spune... La procuratură, la cea cerere, având în vedere că prima dată nu a fost. Da, nu există deocamdată temei pentru astfel de discuții. Dacă aveți și alte întrebări... Așa avea eu o ultimă întrebare, care nu are legătură neapărat cu ce se întâmplă în ultima perioadă. Cea mai mare realizare a României în ultimii 100 de ani? Cea mai mare realizare a României în ultimii 100 de ani a fost prima mare realizare, unirea. Vă mulțumesc! Mulțumesc.